Am cântat o cântare în deschidere care este, se poartă la mormântări de obicei, cântarea aceasta, Casa în Iisus, și sunt sigur că imediat cum am cântat-o, gata, ne-am și adus aminte de vreun cimitir, fiecare dintre noi și așa mai departe. Nu e fericită deloc treaba aceasta, pentru că această cântare este o cântare care vorbește de călătoria noastră pe acest pământ. Cine a murit săracul, el nu mai călătorește nicăieri. El este staționar până la venirea Domnului. Noi suntem cei călători și nouă, probabil că atașarea aceasta de funerari, a cântării acesteia, este o expresie a faptului că multe din învățăturile Cuvântului Dumnezeu au fost transferate pentru nou pământ, uitați-vă acolo, altele despre trecut, uitați-vă acolo, dar puțin se vorbește despre astăzi și acum și aici. Aș vrea să ne oprim o clipă asupra unei dezbateri frumoase care am avut-o aici împreună cu toții. Trebuie să știți că a rămas deschisă discuția noastră. O vom continua cu ajutorul lui Dumnezeu într-o împrejurare viitoare. Astăzi nu intenționez să țin nici o predică, nici măcar un devoțional, ci decât să deschid înaintea cugetării noastre un câmp pe care trebuie să-l explorăm și din care să înțelegem fundamentul vieții noastre de credință. De înțelegerea acest lucru depinde calitatea credinței noastre. Este vorba de versetul 17 din capitolul 5 din Matei. Acolo unde Mântuitorul spune: să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii, am venit nu să stric, ci să împlinesc. Cum am folosit noi acest text? Cine poate să-mi spună? Eu am să vă spun cum l-am folosit eu. Când cineva îmi spunea că s-a desființat legea lui Dumnezeu, eu repede mergeam la textul ăsta, Matei 5 cu 17, luam scula aceasta numită Iisus, unealta aceasta, o luam unealta aceasta și spuneam: uite-te mă, aici vezi, Iisus n-a venit să strice, ci să împlinească. Ai înțeles? Am înțeles. Bun. Și puneam unealta aceea înapoi, acolo unde a fost. Iisus nu este o unealtă de care să ne folosim noi ca să dovedim un text sau altul. El este textul însuși. El nu poate fi folosit ca o unealtă cu care să demonstrăm adevărul. El este adevărul. Dacă ne ajută Dumnezeu să prindem această idee, este extraordinar. Aș vrea să ne oprim la un punct sensibil de aici. Spun sensibil pentru că este atât de încărcat. Când el a spus, am venit nu să stric, ne arată nouă că legea lui Dumnezeu este veșnică. Au fost lucruri pe care Iisus le-a stricat. Care au fost acelea? Cine poate să-mi spună, a stricat el unele lucruri pe pământ? Da. Care au fost acelea? Da. Exact aici este în capitolul 5 din Matei. El a stricat și a dărâmat tradițiile oamenilor, pe de-o parte, pe care le-au așezat în locul cuvântului lui Dumnezeu și le-au dat drept cuvânt al lui Dumnezeu. Un așa vorbește Domnul a fost înlocuit cu un așa vorbește omul. Și nici nu s-a observat. Și astăzi, acest așa vorbește omul este atât de mult înălțat încât este considerat că așa vorbește Domnul. Nu. Așa vorbește omul. Și Mântuitorul nostru a venit și a răsturnat aceste concepții. Ele deveniseră atât de absurde încât pur și simplu strigau la Dumnezeu. Ai voie să scoți o oaie din fântână dacă a căzut, dar nu ai voie să scoți un om. Un om n-ai voie să scoți. Ai voie să ajuți, e păcat, da. Ai voie să ajuți un animal, dar n-ai voie să ajuți un om. Nu vreau să intrăm în acest câmp de gândire, dar vreau să spun că nu ne deosebim de ei în anumite privințe, nici noi astăzi. Trist lucru, vreau să spun. Nu ne deosebim și am avea nevoie să ne viziteze Mântuitorul nostru aici ca să ne spună și nouă ce le-a spus acelor oameni. Voi spuneți asta? Voi faceți asta?
Uitați cum stau lucrurile. Și mulțumesc, Ionuț, că ai amintit lucrul acesta, pentru că el zice, ați auzit că s-a spus celor din vechime, dar eu vă spun. Când el a spus, nu am venit să stric, el s-a referit la faptul că legea lui Dumnezeu este veșnică. Vine din veșnicii, este astăzi prezentă și va fi în veșnicii, pentru totdeauna. Numai că vederile noastre înguste au considerat că aceste 10 porunci, să nu furi, să nu minți, să nu ucizi, să nu curvești, acestea vor fi luate și duse și vor fi în veșnicie. Cele 10 porunci vor fi în veșnicie. Nu pot să-mi dau seama în ce fel i-ar folosi unui înger porunca a 7-a. Nu știu dacă vreun înger ar fi ispitit la așa ceva. Nu știu dacă un om transformat de Dumnezeu, glorificat, se mai gândește să fure ceva de la aproapele lui, ca să-i spuie porunca acolo să nu. Probabil că ne dăm seama cât de mioapă este înțelegerea aceasta. Mântuitorul nostru a arătat că legea lui Dumnezeu consistă din aceste două mari principii. Să iubești pe Dumnezeu și să iubești pe aproapele tău. Acestea sunt cele care vin din veșnicie, care sunt astăzi prezente și care se întorc în veșnicie și vor fi pentru totdeauna. Universul lui Dumnezeu este zidit pe aceste două principii. Iubirea de Dumnezeu și iubirea de aproapele. Acum, dacă mergem la al doilea cuvânt din textul acesta, în care spune Iisus, am venit să împlinesc, o formă foarte îngustă de gândire a noastră a fost aceea că Iisus a ținut cele 10 porunci. Păi ca să ții cele 10 porunci, trebuie să dorești să le calci ca să le ții, dacă nu dorești să le calci. De exemplu, eu nu-i nevoie să spun nimănui aici astăzi, frate, Dan, te rog să nu dărâmi clădirea aceasta astăzi. Știu că ai o bombă în servietă acolo, dar te rog foarte mult să nu dărâmi clădirea aceasta. Păi, dar îți trece prin minte așa ceva? De ce ți-aș spune așa ceva? Sau să spun, frate Cedru, te rog frumos să nu fur trenul ăsta care o să treacă acum pe linie către Miami aici. Adică astea ar fi niște porunci literalmente absurde. Când unul ar da o astfel de poruncă, dom'le, s-a gândit cineva la așa ceva? Chiar am vorbit odată cu un domn pastor din România și a strigat la mine răgușit în telefon. I-am spus, zic, uite, m-am întâlnit cu tare. I-am spus cu mare bucurie. Și a strigat bietul om odată din plămâni, așa speriat. Aoleu, să nu cumva să iei fonduri de la oamenii ăia. Prima dată eu nu înțelesesem fond, înțelesesem altceva în loc de fond. Și zic, da, m-am speriat puțin. Am făcut niște vizite la psihiatrie de multe ori la lume, la spital. Și când discuți cu un bolnav din ăsta psihic, vorbești una cu el și deodată sare la o chestie, trebuie sare așa. Așa am sărit de la omul ăsta, că nici nu-mi trecuse prin minte sau prin suflet așa ceva, dar când cineva are în suflet o astfel de înclinație și de dorință, vede imediat la orice, după fiecare tufiș, vede un astfel de diavol. Ori a considerat că Iisus nu s-a culcat cu nicio femeie pentru că scria să nu prea curvești, a considerat așa ceva, s-a considerat că Iisus nu a furat, deși ieșea noaptea la rugăciune și în drum spre rugăciune să gândea să intre, uite, să-i fure lui unul sau lui altul ceva. A gândi așa ceva este puțin spus simplist. Cred că este chiar demonic. A atașat Domnului așa ceva. Deci când vorbim că Iisus a împlinit legea, trebuie să ne depărtăm de gândirea aceasta pământească a noastră, prin care nouă ne vine să facem păcatul și legea ne spune, mai să nu faci așa ceva. Și nu faci așa ceva. După care ajungi să înțelegi că nu e cazul să te înfrânezi sau să te abții. Chiar înfrânarea este o formă primitivă de evlavie. E la început. Adică nu trebuie să ajungi să te înfrânezi de la păcat, ci trebuie să ajungi să te bucuri și să te delectezi în împlinirea binelui. Nu trebuie să te înfrânezi de la a vorbi urât, ci trebuie să te delectezi în a vorbi frumos. E opusul. Adică noi vorbeam puțin mai devreme în discuția noastră despre litera și spiritul legii. Când Iisus a spus că a venit să împlinească, El nu a împlinit cum împlinim noi, ci El pur și simplu, potrivit profeției din Isaia, spune, El va vesti o lege mare și minunată.
Aceasta era împlinirea profeției. Ați auzit că s-a spus celor din vechime să nu ucizi. Ați auzit că s-a spus treaba aceasta. Bine, asta este una dintre cele 10 porunci, nu? Să nu ucizi. Dar eu vă spun, dar cine ești tu? Adică dacă e vorba de cele 10 porunci, dacă e vorba de legea dată de pe Sinai, cine ești tu să intervii în această lege? Ați auzit că s-a spus să nu ucizi, dar eu vă spun. Vreau să vă întreb, cine ar putea să intervină într-o astfel de postură cu privire la o anumită lege? Oricare lege, vreți dumneavoastră. Cine ar fi singurul care vreodată și-ar putea permite să spună, ați auzit că s-a spus, dar eu vă spun. Legiuitorul. Numai el. Și când vorbim de legiuitor, să nu confundăm pe Dumnezeu cu oamenii. Dumnezeu nu dă legi. Dumnezeu nu a dat o lege. Dumnezeu este legea. Legiuitorii de astăzi vorbesc împotriva unei fără de legi sau alta și condamnă fără de legi aceea prin lege, dar ei o comit în același timp. Aceștia sunt dătători de lege, dar nu împlinitori de lege. Dumnezeu și Domnul nostru este împlinitor. El este împlinirea legii. Cuvântul acesta merge mult mai departe decât o simplă ținere a legii. Ținerea poruncilor. Am făcut din Domnul Hristos un rahitic, un piticuț, un om ca noi. E ceva josnic de tot. Pe când în el, Satana însuși nu a găsit niciun fel de înclinație. Niciodată nu i-a lăsat gura apă lui pentru nu știu ce rău. Păcatul acela care i-a fost oferit lui a murit înainte să aibă asupra lui vreun efect. Exact cum spune poetul Vasile Militaru. Mânia în oamenii cei buni se naște moartă. Se topește. În cei cu minți, un ceas trăiește. În semidocți, trăiește luni de zile. 3 ani împroștii cei din gloată, iar în mișei viața toată. Dar vreau să reținem primul vers. Mânia în omul cel bun, el are mânie sau nu are? El e ca piftie așa. Îl mânie și pe el anumite lucruri? Da. 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 Este și el ispitit la mânie? Da. Dar ce se întâmplă cu mânia cu care este el ispitit? Se naște moartă. Se naște moartă. Mântuitorul nostru a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. Și să nu uităm niciodată, noi suntem ispitiți din lăuntru, Domnul a fost ispitit din afară. Satana a prezentat acele ispite. Iisus n-a umblat după ele niciodată. Satana a prezentat acele ispite. Și pentru Mântuitorul nostru s-a născut moarte. N-a reprezentat nimic. Revin la ideea aceasta când mă gândesc la maestatea cerului și când îmi dau seama cu ce fel de zdrențe murdare l-a ispitit Satana. Sunt pur și simplu, nu am cuvinte să spun. Cum ai putut gândi că acea curăție, acea frumusețe a lui, acela care deținea universul, care era părtaș al tronului lui Dumnezeu, avea să-l intereseze numita strălucire a lumii acesteia? Cum ai putut să gândești așa ceva că pentru el va constitui o tentație lucrul acesta? Cum ai gândit că pentru cel care vede ce e dincolo de strălucirile acestea, puteau acestea să constituie o atracție? Când el spune, am venit să împlinesc, el arată că era un lucru neîmplinit. Neîmplinit era legea lui Dumnezeu. Cunoașteți pe cineva care a împlinit legea lui Dumnezeu vreodată? Iisus. Nu, dintre oameni mă refer. Nu. No. Omul acela nu există. Pentru că omul care a ales calea răului și a păcatului a devenit prin păcătuire totalmente inapt, pentru totdeauna inapt, de a mai împlini legea lui Dumnezeu. Înainte de păcătuire,
era una cu Domnul. După păcătuire, o prăpastie atât de mare a apărut încât a discutat că undeva cineva a împlinit legea lui Dumnezeu. Lucrul acesta este, ar fi o altă formă de infantilism spiritual. Dar a venit Mântuitorul nostru care a împlinit această lege. Și legea era El însuși. El a venit și a trăit pe pământ aici viața lui Dumnezeu. Și a trăit viața aceasta nu pentru sine, pentru că El era acest lucru. El nu avea nevoie să trăiască acest. El era. Dar a venit în condițiile acestea, a luat chip de om și a trăit această viață a lui Dumnezeu într-un trup de om. S-a făcut asemenea oamenilor. A luat chip de rob. S-a dezbrăcat. Toate aceste lucruri s-au petrecut și în aceste condiții El a împlinit pentru neamul omenesc pe care l-a luat în sine. El a devenit omul. El nu numai reprezentantul, dar omul ca specie, omenirea întreagă a fost încorporată în Iisus și astfel El a urcat la Golgota cu aceste lucruri. Și astfel a umblat pe pământ viața lui Dumnezeu, cu omenirea în El. El a trăit în contul nostru pentru noi și împreună cu noi a trăit această viață. Și ne face pe noi acum părtași la viața Lui. Acesta este un aspect al împlinirii legii. Dincolo de aspectele acestea mărunte ale înțelegerii noastre, pe care El a venit și le-a îndreptat cu expresia ați auzit că s-a spus, dar eu vă spun. Și a luat astfel aproape majoritatea problemelor cu care se confruntau oamenii atunci și cu care ne confruntăm noi astăzi, bineînțeles, și le-a luat și le-a predat într-o lumină de care nu poți să te apropii pur și simplu. Dacă nu ar fi Domnul la mijloc, personal aș închide cartea și aș spune, vă rog să mă iertați, nu am niciun rost să încerc să merg pe acest drum vreodată. Când Biblia spune, ați auzit că s-a spus să nu ucizi, dar eu vă spun, oricine se mânie pe fratele său, va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule, va cădea sub pedeapsa soborului, oricine va zice nebunule, va cădea sub pedeapsa focului Ghenei. Dar eu vă spun, este cineva aici care ar putea să spună, da, corect, uite așa, eu așa am trăit. Cine ar îndrăzni nebunia aceasta? Când citesc aceste cuvinte, nu pot să fac altceva decât să mă refugiez la stâncă din nou. Doamne, eu nu sunt acesta. Eu nu am fost și niciodată nu voi fi omul acesta. Ca să pot să spun că am împlinit cuvântul Tău. Știți cine a zis că am împlinit? A fost un om care a zis, am împlinit cuvântul Domnului. El avea părerea aceasta. Cine îl cunoașteți? Da. Cine? Tânărul bogat. Și Saul. Mulțumesc foarte mult. A fost oamenii aceștia care credeau că au împlinit. Saul spune, am împlinit cuvântul Domnului. Ai împlinit? Păi tu nu vezi că lăcomia ta behăie. Tu nu vezi că rebeliunea ta împotriva lui Dumnezeu mugește acolo în spate. Tu n-auzi ce se aude acolo. Ai împlinit tu? Am împlinit cuvântul Domnului. Dar o simplă privire a unui om, omul Samuel, prorocul lui Dumnezeu, o simplă privire a lui Samuel, l-a așezat pe omul acesta într-un colț de unde nu era ieșire, a împlinit cuvântul Domnului. Și oricine ar îndrăzni să mai spună astăzi, am împlinit cuvântul Domnului, același răspuns ar primi de la Domnul astăzi. Dar ce e behăitul ăsta care se aude în urma ta? Ce ai lăsat tu în urma ta de când vii tu pe pământul ăsta? Ce se vede pe traseu de când ai venit tu până astăzi? Ce se vede astăzi? Ce prevede viitorul tău după ce ai trăit o viață ca aceasta? Cine ar îndrăzni să mai spună, am împlinit cuvântul Domnului. Este unul singur care poate să spună acest lucru și acesta este Domnul Hristos și este unul singur care se poate bucura de acest lucru și acesta este cel care se refugiază la stânca aceasta și care spune, Doamne, nu vreau să stau în prezența Ta îmbrăcat în împlinirile mele. Vreau să stau îmbrăcat în împlinirea lui Hristos. Ați auzit că s-a spus celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun, ori și cine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit în inima lui. Adică are multiple aspecte aici.
nu te îngânfa și nu te lăuda tu, oh, eu sunt mai bun decât nenorocita aceea sau nenorocitul acela, că eu n-am făcut ce a făcut acela. Nu, Domnul spune, ia seama ce se întâmplă, ești în aceeași barcă cu el, dacă vreodată în viața ta ți-a trecut prin minte, ți-a trecut ceva prin minte? Mie mi-a trecut. Bun, atunci ești în aceeași barcă cu ăsta. Când a spus să împlinesc, vroia să spună că era mult mai mult, mult mai departe, mult mai profund, mult mai înalt sensul legii decât îl înțelegeau oamenii atunci. Eu vă spun, oricine, să nu jurați nici pe cer, nici pe pământ, să nu juri strâmb, i s-a spus, dar eu vă spun să nu jurați nici pe cer, nici pe pământ, pentru că e scaunul de domnia lui Dumnezeu, nici pe Ierusalim, pentru că e cetatea Marelui Împărat. Să nu juri, să nu juri, pentru că nu poți să faci un singur păr alb sau nu. Să juri pe viața ta, păi ce ți aparține ție din viața ta? De unde ai procurat tu viața aceea? Unde ai muncit tu pe viața aceea ta? Ca să juri tu pe viața ta. Sau te juri pe cer, sau juri pe Dumnezeu și spui așa mai... Da, să fie da și nu să fie nu. Ați auzit că s-a spus ochi pentru ochi, vă spun, nu vă împotriviți. Cine îți dă una peste obrazul drept, dă-i și pe celălalt să te lovească. Oricine vrea să judece cu tine, să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te nedreptățește și te forțează să mergi o milă, mergi două. Celui ce-ți cere, dă-i, nu întoarce spatele. Acesta este împlinirea despre care vorbea Domnul Hristos și despre care, în fața căreia nimeni nu poate să salte capul sus. Absolut nimeni, vreau să spun. Cel mai bun dintre oameni și cel mai nenorocit dintre oamenii de pe pământ, deopotrivă, nu pot sălta capul în fața strălucirii frumuseții caracterului lui Dumnezeu. De aceea avem trebuință să ne refugiem la El. Suntem chemați să trăim pe pământul acesta o viață curată, o viață liberă de orice fel de întinăciune a păcatului. Vă scriu să nu păcătuiți. Este o suferință pe care o produce păcatul inimaginabilă. Nu mai vorbim în contextul mântuirii, dar pe pământul acesta, în viața aceasta. O să împărtășim câteva lucruri astăzi la prânz pe tema aceasta. Și din motivul acesta, fără să discutăm în contextul credinței, Domnul spune, nu este, e un om fără minte omul acela care face așa ceva. Apelul pe care îl face Mântuitorul la noi astăzi este ca fiecare dintre noi să găsim în El, pe de o parte, refugiul sufletului nostru, pe de altă parte, puterea de a umbla pe pământul acesta cu frică de Dumnezeu, în dragoste pentru Domnul și pentru oameni, și de a ne lăsa lumini, așa cum El, de a ne lăsa să fim făcuți lumini, așa cum în versetul 16 spune Domnul, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor. Întrebarea este, cine este această lumină a ta? Sau în ce constă lumina ta? Lumina ta nu constă în cine ești tu și în ce faci tu. Dacă e vorba de așa ceva, asta e beznă, e întuneric gros, groaznic. Lumina ta este Hristos. Și lumina aceea să lumineze în tine și să lumineze prin tine pe pământul acesta. Odinioară legea era scrisă pe două table de piatră, le vedeai la templu și le lăsai la templu. În chivot acolo, astăzi, legea lui Dumnezeu este persoana vie a Mântuitorului nostru cu care noi mergem în inimă. Oriunde mergem pe pământ, prezența Lui este cu noi. Și prezența Lui dă o așa calitate vieții acesteia, încât cineva care trăiește în preajma unei persoane care are pe Mântuitorul în inimă, nu poate să nu simte că se vindecă, se bucură, este fericit, poate că nu știe de ce. Dar persoana de lângă el are în inima lui pe Iisus. Așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Dumnezeu să ne ajute ca în urma noastră să lăsăm binecuvântare și să lăsăm rugăciuni de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Domnul să ne spună așa cum apare câteodată în e-mailul nostru. Uite, am ce s-a întâmplat cu copilul meu când a ascultat predica aceea a ta. Așa mi-a scris cineva.
uite ce s-a întâmplat cu copilul meu. Aproape că am căzut jos de fericire și am zis, Doamne, mare puterea Ta, cuvântul Tău aleargă peste mări și țări, atinge inimi de oameni, vindecă, înviază morți. Înviază morți. Mort. E mai ușor să învieze un mort pe care îl duci cu coșciugul decât să învieze un om mort în păcatele și fără de legile lui. E mai ușor lucrul acesta. Și cuvântul Domnului are această putere extraordinară. Domnul să ne ajute ca viața Lui, așa cum spune Pavel când se va arăta Hristos, viața voastră, Domnul să fie viața noastră, de acum și până în veci. Amin.